credință autentică sau păcăleală. Și vreau să vorbim un pic despre povestea lui Simon. Simon, care e descris în Biblie, în fapte, capitolul 8, Simon vrăjitorul. Uh, și o să, o să privim dacă acest Simon, o să vedem dacă acest Simon a avut o credință autentică sau a avut o credință falsă. Și dacă noi avem o credință autentică sau avem o credință falsă. Și uh, la final o să am un moment în care vă voi conduce într -o, uh, uh, în câțiva pași înspre, înspre stabilirea unei credințe autentice în inima noastră. Uh, uh, marele predicator al anilor 1950, uh, Tozer, A.W. Tozer, a spus într-o predică următorul lucru. După părerea mea, zeci de mii de oameni, dacă nu milioane, au fost inițiați într-un fel de experiență religioasă prin acceptarea lui Hristos, dar nu au fost salvați. Cu alte cuvinte, sunt mulți oameni care... care uh, au simțit prezența lui Dumnezeu într-o întâlnire de genul acesta, au răspuns prezenței lui Dumnezeu într-o întâlnire de genul acesta uh, sau similară, dar decizia lor nu a fost una reală, nu a fost una uh, din inimă, nu a fost una uh, biblică, așa cum o descrie Biblia. Și el continuă și spune, dacă convertirea creștină, dacă... După momentul în care tu ai rostit acea rugăciune a salvării, dacă convertirea creștină nu a schimbat direcția vieții tale, dacă nu ți-a transformat viața, atunci înseamnă că nu ești salvat. Um, cu alte cuvinte, dacă ești salvat, știi. Și trăirea ta. Viața ta de fiecare zi demonstrează faptul că ești salvat. Poate te întreb, bun, atunci cum știu sigur că sunt salvat sau cum pot să fiu salvat? Și din uh, povestea lui Simon, care a rămas în Biblie scris Simon Vrăjitorul, vedem patru caracteristici ale unei credințe false. Prima, e, o credință falsă este are o gândire egocentrică. Gândirea egocentrică este una centrată pe sine și foarte mulți oameni se opresc din, a, din calea lor înspre salvare datorită acestei gândiri egocentrice. Nu sunt salvați din cauza faptului că se gândesc, au această gândire egocentrică și ei se gândesc, eu sunt destul de bun se compară cu oamenii pe care îi văd la știri, oamenii răi pe care îi văd la știri sau se compară cu oamenii răi pe care îi cunosc și spun eu nu sunt așa de rău, eu sunt chiar bun, eu sunt ok. Nu am nevoie să, nu am nevoie de salvare, nu păcătuiesc așa de mult. Și dar dar oamenii nu sunt buni prin natura lor. Și și oamenii nu sunt păcătoși pentru că păcătuiesc. Păcătuiesc pentru că sunt păcătoși. Priviți ce spune Biblia în Roman 3. Nu există niciun om drept. Niciunul măcar. Asta, asta exclude pe absolut oricine. Nimeni nu poate să spună, mă, dar eu, eu n-am făcut chiar așa lucruri rele în viața mea și eu mereu eu am avut înclinația asta mereu. Sau uh, oamenii care gândesc că sunt buni, se gândesc că sunt buni, că merg la biserică, că dăruiesc, că investesc în uh, cauze nobile, că ajută sau, sau fac lucruri care-s care, care, care care bune. Dar, dar Biblia încadrează pe toată lumea când în Iacov spune un lucru destul de dur și spune și demonii cred, dar nu sunt salvați. Și demonii, și dracii cred în Isus, dar nu sunt salvați. Și, um, și, când, ne, când citim asta în Biblie, ne dăm seama că putem crede în Isus fără să fim salvați. Luca ne prezintă o uh, poveste, o întâmplare, o descriere în care Iisus vorbește despre uh, semănător. Și spune, semănătorul a ieșit să semene sămânța. Și uh, descrie patru tipuri de sol în care uh, a semănat sămânța semănătorul. Și uh, al doilea tip de sol pe care îl descrie vorbește despre faptul că Practic, semănătorul, semănătorul suntem noi, predicatorii, cei care predicăm Evanghelia în orice, din, orice, din orice poziție, nu doar de aici. Când predicăm Evanghelia pe stradă, în familie, în, la lucru, oriunde suntem, dacă predicăm Evanghelia, noi suntem semănătorii. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, este Biblia, este Evanghelia, Sămânța este Evanghelia. Apoi, pământul este inima noastră, inima umană. Este inima umană. Și patru tipuri de sol descrie Luca și când vorbește despre al doilea tip de sol, spune că cei de pe stâncă sunt cei care atunci când aud cuvântul îl primesc cu bucurie. Dar aceștia n-au rădăcină. Ei cred pentru o vreme. Iar în vreme de încercare se depărtează. În Marcu, aceeași întâmplare o citim și, uh, și Biblia uh, acolo spune că atunci când dau de necazuri sau de persecuție din partea prietenilor, din partea colegilor, din partea familiei, când sunt persecutați pentru decizia de a-l urma pe Isus, ei se depărtează de Isus, dau înapoi. Și, uh, și Biblia spune că... Nu ești un creștin autentic. Nu ai o credință autentică dacă nu perseverezi. Avem nevoie să perseverăm. Dovada salvării noastre nu este decizia pe care am luat-o atunci la un final de mesaj la, sau într-o discuție pe care am avut-o cu cineva. Nu, nu aceea este dovada salvării noastre. Dovada salvării noastre este o viață schimbată. O viață transformată și, uh, 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 și, și se regăsește. În faptul că Îl slujim pe Isus cu viața transformată. Asta e dovada salvării noastre. Dacă ești salvat și nu îl slujești pe Isus, astăzi mesajul acesta poate să-ți vorbească. Iacov 2 spune, frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință? Spune că are credință, dar nu are fapte. Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Care e răspunsul? Nu! Nu poate o astfel de credință să-l mântuiască și uh, poți susține toată ziua că ești creștin. Dacă viața ta zilnică contrazice asta, nu ești creștin. Ești păcălit. Te păcălești. Și, uh, și uh, nu important cum te numești ca și creștin. Nu e important cum te numești, important este cum trăiești. Pentru că viața trăită este dovada credinței autentice. Viața trăită. Și Simon a crezut, dar a crezut din motive greșite. Fapte 8 cu 9 spune în cetate, era un om pe nume Simon, care practica vrăjitoria. Și practic aici uh, Luca îl prezintă ca pe un șarlatan. Îi uimea, uimea poporul Samariei, cam totul în, în viața lui Simon, de, care este descris aici în faptele apostolilor, are de a face cu uimire. El s-a uimit, a fost super uimit de ce făceau apostolii și apoi el, la rândul lui, uimea poporul. Era era ca și, o, ca și un. O, ca și o, cum îi zicem? în zilele noastre, o uh, persoană importantă și uimea pe toată lumea și era uimit când când privea la ce făceau apostolii. Uh, dar, dar, el, când Biblia spune că a crezut, el nu a crezut pentru ca să se întoarcă la Isus pentru să a fi salvat. Sau nu a crezut ca Dumnezeu să facă ceva în viața lui ce el nu putea face pentru el. El a crezut pentru ca să vadă cum poate să introducă sau să includă în show-ul lui ceea ce făceau apostolii. Deci, credința lui a, fost, a, fost, a avut o bază greșită. Și spune, uimea poporul Samariei pretinzând că ar fi cineva important. Totul era despre el, despre Simon. Totul era despre el și uh, Simon era plin de mândrie. Amintiți-vă că uh, în Biblie, Satan e descris ca Satan din cauza mândriei. Mândria l-a făcut pe Satan, Satan. Oamenii, spuneam, sunt opriți, sunt, sunt încetiniți sau blocați să ajungă la salvare din cauza mândriei. Dacă încă nu ai luat o decizie să-L urmezi pe Iisus, S-ar putea să fie mândria cea care te oprește să iei decizie. Dacă încă nu ai luat o decizie să, să ai o credință autentică în Isus, în Dumnezeu, s-ar putea mândria ta să, să te blocheze și să-ți fure. Asta, asta vrea să facă Satan. Vrea să-ți fure salvarea. Vrea să îți dea o formă. Vrea să-ți dea o religie. Vrea să-ți dea o păcăleală. Și dacă tu uh, îi uh, prinzi momeala, atunci poți fi păcălit. Pentru că, atenție, dragii mei, o Evanghelie falsă te conduce la un Isus fals. Și un Isus fals te duce într-un rai fals. Al, al doilea lucru, a doua caracteristică pe care o vedem în, 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 într-o credință falsă este faptul că are o gândire centrată pe exterior. Fapte 8 cu 12. Când L -au crez... Dar când l-au crezut pe Filip, care vestea Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu, asta e Evanghelia adevărată. Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu sau, sau vestea bună despre împărăția lui Dumnezeu, despre modul în care noi putem intra în împărăția lui Dumnezeu și putem să beneficiem de, de tot ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în această împărăție. Când, când oamenii îl credeau pe Filip, și când vorbea despre numele lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Oamenii din regiunea respectivă erau salvați. Fapte 8 cu 13. Chiar Simon însuși a crezut și după ce a fost botezat, stătea tot timpul prin preajma lui Filip și se mira. Vedeți, el se miră. Se mira de semnele, văzând semnele și minunile mari care se făceau. Vreau să nu lăsați crezut și botezat să vă păcălească. Pentru că viața lui Simon nu s-a schimbat. El nu a renunțat la vrăjitorie, el nu a renunțat la comportamentul lui greșit, el nu a renunțat la anturajul lui, el nu a renunțat la nimic pentru pentru Dumnezeu, doar îl urmărea pe Filip, cum am spus mai devreme în încercarea de a, de a vedea cum ar putea el să includă semnele și minunile în, în show-ul pe care el îl avea, pentru că el deja avea o, o reputație, era un, era un om care vroia să creadă că este important și vroia să devină și mai important Simon n-a înțeles ceva foarte, foarte important cu privire la Evanghelie ne-a înțeles că este greu să fii salvat. Este ușor să fii salvat, dar este greu să fii salvat. Este ușor pentru că este doar o decizie, dar acea decizie trebuie să fie atât de sinceră și atât de conectată cu Duhul nostru și cu Duhul lui Dumnezeu, încât uh, uh, să producă rezultatele și efectul pe care Biblia îl prezintă și pe care Iisus, pentru care Isus a murit ca să se poată întâmpla în viața noastră, dar în același timp este greu. Pentru că, pentru că Isus a spus asta. Priviți ce spune în, în Luca 13. Isus trecea prin cetăți și prin sate, învățându-i pe oameni și continuându-și călătoria spre Ierusalim. Cineva l-a întrebat, Doamne, numai câțiva vor fi mântuiți. El a zis, străduiți-vă. Acest străduiți-vă are sensul de a depune, depuneți tot efortul. Depuneți tot efortul, luptați-vă, chinuiți-vă. Ăsta e sensul acestui cuvânt. Nu dacă, mă, dacă am timp. Chinuiți-vă, pentru că aveți această posibilitate, aveți această șansă. Chinuiți-vă, străduiți-vă, luptați-vă să fiți salvați. Străduiți-vă să intrați pe ușa cea îngustă. Căci vă spun că mulți vor încerca să intre, dar nu vor putea. Mulți. Când intrăm în, împăr în împărăție pe calea strâmtă, nu putem să intrăm cu bagajele noastre. Noi de obicei vrem să mergem cu toate bagajele noastre și să intrăm în împărăție. Adică să intru cu obiceiul ăsta meu vechi, vreau să intru cu el în împărăție, vreau să intru cu persoana asta veche din viața mea, care m-a influențat poate înspre păcat, dar vreau să, să, intru cu ea în împărăție, vreau să, vreau să intru în împărăție cu uh, mentalitatea mea, dar, dar, Biblia spune că noi avem nevoie să renunțăm la tot, la toată mentalitatea, să renunțăm la orice lucru pentru a ne bucura de prezența lui Isus. Și inițial ne gândim, mă, dar sunt prea multe lucruri la care trebuie să renunț, lucruri care îmi plac. Și, păi, dacă o să renunț, nu mai, nu mai mă distrez, nu mai am prietenii ăștia pe care, cu care am crescut, nu mai am, păi, familia o să fie împotriva mea, păi, lucrurile o să se schimbe, păi, cum o să... Pavel spune, la un moment dat, în Filipen 3... Când, după, ce, după ce a luat decizia de a-l urma pe Isus. A fost, a fost dificil și pentru el să ia decizia de a-l urma pe Isus, pentru că, din punct de vedere uman, el era, avea o poziție foarte influentă, era unul dintre, dintre învățații vremii, învăța la picioarele celui mai renumit învățător al vremii, era un fariseu din farisei, era un om important, cu o perspectivă foarte promițătoare. Dar Pavel, după ce a luat decizia de a-L urma pe Iisus, privește în urmă și spune, socotesc totul ca un gunoi. Tot ce am avut în comparație cu ce am acum, cu Hristos, relația personală cu Dumnezeu, totul îl consider un gunoi. Și sensul cuvântului gunoi acolo este caca. Efectiv, canalizare, este, este, mă înțelegeți? Pavel a spus, socotez totul ca un gunoi în comparație cu ce am primit. Și asta e asta realitatea. Noi, credința falsă se concentrează pe, pe exterior. Are o gândire bazată pe exterior. Credința falsă, de asemenea, are o gândire economică a Duhului. Și uh, fapte 8 cu 14 spune, când au auzit că Samaria primise cuvântul lui Dumnezeu, apostolii care erau în Ierusalim, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Când au ajuns acolo, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt nu se coboruse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră doar botezați în numele Domnului Isus. Acum, la momentul salvării, Duhul Sfânt deja este în noi. Cineva spunea, Duhul Sfânt nu intră într-un vas murdar. Ba da! Dacă Duhul Sfânt n-ar intra într-un vas murdar, noi n-am fi niciodată convinși de păcat. N-am fi niciodată convinși că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt intră în, într-un vas murdar ca să-L convingă, să se curețe. să arate că are nevoie de, de curățare, de sfințire, de înnoire, de, de, de uh, transformare. Și odată ce Duhul Sfânt a intrat în, în omul care are nevoie de salvare, îl convinge și aici, practic, noi vedem două lucrări ale, ale Duhului Sfânt. Odată, oamenii au fost salvați și Duhul Sfânt deci era în ei, dar, dar, apostolii spune că au venit ca să ce? Ca să se roage ca ei să primească Duhul Sfânt peste ei, să fine, adică să, să, să primească împuternicirea Duhului Sfânt. Vedeți? Duhul Sfânt vine și ne convinge odată în interior și apoi ne împuternicește să ieșim, după ce, după ce am fost salvați, ne împuternicește să mergem să spunem și altora că pot să aibă o relație personală cu Isus. Și asta e o frumusețe incredibilă. De aceea Pavel a zis, socote totul ca un gunoi de, 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 în comparație cu ce am primit. Pentru că ce primim este incomparabil cu tot ce am, a, am avut sau vom avea sau am putea avea noi prin forțele noastre proprii. Și um, Pavel se întâlnește și, și apostolii, deci, vin și, și se roagă. Se roagă Petru și Ioan, vin și se roagă pentru, pentru aceștia. Duhul Sfânt se coboară peste ei, pentru că și, și când a scris faptele apostolilor Luca, îmi imaginez că, că el a, 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 a început să povestească și, practic, el a scris în urma unor discuții pe care le-a avut cu cei care au experimentat asta. Luca nu a fost acolo. Pavel nu a fost acolo când, când Petru și Ioan s-au dus în Samaria. Dar ei au povestit cu ei. Și când a înregistrat această poveste, probabil... Uh, îi văd așa pe Petru și Ioan cum le povesteau și eu mă, i-au întrebat bine mă, da când ați crezut când ați crezut pentru că spune că au fost botezați doar în numele Lui Isus și i întrebat când ați crezut voi ați primit Duhul Sfânt ce făcea, ce făcea practic Petru și Ioan? verificau salvarea verificau să vadă dacă, dacă au fost salvați cu adevărat sau uh, uh, sau nu și eu zis, păi, pă, nici n-am știut că a fost dat un Duh Sfânt. Ce e la Duhul Sfânt? Și atunci, și atunci ei și-au dat seama și au zis, opa, stai, știți, ați, ați intrat pe autostradă greșită și așteptați să ajungeți la destinația dorită. Și atunci Petru și Ioan au zis, no, stai, mergem înapoi. Mergem înapoi ca să alegem autostrada corectă. Intrăm pe autostrada corectă, Evanghelia corectă, Isus corect și, și botezul corect. Pentru că, pentru că doar așa poți să ajungi la destinația corectă. Amin? E foarte important și, și zice, după ce în versetul 17 și 18, atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei, ar aceștia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon, că Duhul era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a oferit bani. Le-a oferit bani. Ce vede, ce vede? Simon? Simon a văzut că oamenii în timp ce Petru și Ioan își puneau mâinile peste, peste cei care credeau, ei începeau primeau o limbă de, o limbă nouă de rugăciune. Vorbeau uh, direct cu Dumnezeu. Și uh, și el au zis Asta e ceva ce, ce va uimi pe toată lumea. Trebuie să am în show-ul meu. Trebuie să am neapărat. Și eu zis, cât mă costă? Cât mă costă să-mi să pun și eu mâinile peste alții și să, să fie manifestarea asta extraordinară. Și atunci, Petru uh, spune în versetul 20, aurul, argintul și argintul tău să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate obține cu bani. Așa că vedem poziția lui Simon, el nu este creștin. Chiar dacă a crezut și a fost botezat. Nu este creștin. Nu este creștin. Dar dacă totuși, totuși mai aveți îndoieli că ar fi creștin, al patrulea semn al unei credințe false este o gândire permisivă asupra păcatului. Ok, dar totuși păcatul nu e așa de rău. Păcatul nu face chiar așa mare rău. Și uh, uh, dacă, dacă tu îl tolerezi în viața ta, adică dacă tu te complaci în păcat, atunci chiar așa este. Nu este așa de rău pentru tine. Doar că nu te duce în rai, ci în iad. Dacă tu ai un stil de viață păcătos, ai nevoie să știi că lucrurile acelea sunt păcătoase sau, sau ceea ce faci este păcat și ai nevoie să te întorci la Dumnezeu ca să scapi din păcat. Și, uh, și uh, poate că unii în mod conștient au un stil de viață păcătoș, păcătos, alții poate că au un stil de viață păcătos fără să-și dea seama. Așa că vreau să clarific câteva lucruri. De exemplu, dacă ești căsătorit și, și ai o relație extraconjugală, atunci acel lucru este păcătos. Este un păcat. Dacă nu ești căsătorit și locuiești cu cineva cu care ai relații, sexuale este păcat. Dacă, dacă nu locuiești cu cineva, dar ai relații sexuale înainte de căsătorie, este păcat. Acel lucru este un lucru păcătos și Dumnezeu a stabilit limite clare în care relațiile să nu ne rănească, în care relațiile să, să ne protejeze, în care relațiile să, să ne conducă în, într-o uh, împlinire profundă. Dumnezeu nu este împotriva plăcerii sexuale? El a creat sexul pentru cadrul căsătoriei exclusiv. Pentru că în momentul în care un bărbat se îndrăgostește de o femeie pentru prima oară. Așa este creat omul, să se lipească sufletește unul de celălalt. Iar dacă, dacă cineva se deslipește de prima dragoste și se lipește de a doua, de a treia, de a patra, de a nu știu câta, Sufletul tău este lipit de prima. Și îți va veni foarte greu. Va trebui să fii foarte intenționat ca să lucrezi la relația în care ești. Și să ai o relație împlinitoare din punct de vedere emoțional și sexual și din toate punctele de vedere. Pentru că Dumnezeu ne-a creat. Și ăsta e motivul. Foarte mulți spun... Uh, Spun și foarte mulți predicatori chiar nu explică de ce Dumnezeu a spus uh, soțul și soția să nu se despartă. Și sexul în afara căsătoriei este păcat. De aceea, pentru că Dumnezeu vrea ca tu și cu mine să fim fericiți cu soția, eu cu soția mea, tu cu a ta, fiecare cu soția lui. Dacă încă nu ai soție sau soți. Atunci te rogi pentru soțul sau soția de care ai nevoie, cu care să construiești un cămin în care, în care să fii împlinit. Acum asigur că greșeli s-au făcut și se fac greșeli. Dacă ai făcut o greșeală, nu vreau să te simți vinovat sau, sau nu vreau să, să, te gândești, ok, mi-am ratat viața. Dumnezeu este Dumnezeul care restaurează. Dumnezeu este Dumnezeul care îți va da putere să, să fii restaurat tu în familia ta nouă. Dar vă rog înțelegeți. Nu știu, nu mi-am propus să merg în direcția asta, dar se pare că am mers. Dar vreau să vă spun cu drag. Vreau să vă spun cu dragoste. Haideți să nu tolerăm păcatul și să nu l considerăm ca ceva noi mare lucru. Pentru că și poate, poate unii se gândesc, da, dar noi ne iubim. Dumnezeu ar trebui să înțeleagă că doar noi ne iubim. Nu, nu înțelege. Știi de ce nu înțelege? Pentru că ce faci tu te rănește pe tine. Și Dumnezeu te iubește. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Dumnezeu, Dumnezeu are o, o direcție pentru viața ta și el vrea ca tu să fii împlinit, fericit și, și satisfăcut din toate punctele de vedere. De aceea, Dumnezeu, pentru că te iubește. El știe că dacă tu continui să trăiești în păcat, acel păcat te conduce în ea departe de Dumnezeu pentru eternitate, departe de fericire, de împlinire, de bucurie, de pace, de dragoste adevărată și tu vei tânji doar după acestea, neștiind, dar de astăzi vei ști. Dar, dar oamenii merg în neștiință în continuare în direcția aceea și, și, și ratează pe Dumnezeu. Spun, da, eu l-am primit pe Isus. L-ai primit, dar viața ta s-a schimbat. Un cuplu după ce au fost într-o biserică în care pastorul a vorbit despre un subiect similar. Ei locuiau împreună. Și soția, când, adică nu soția, doamna, când a ajuns acasă, a zis să știi că de astăzi nu ne mai culcăm împreună toată săptămâna aia el a fost furios pe pastor. Cine să crede el să-și bage nasul în dormitorul nostru și până la urmă s-au despărțit? După șapte luni de zile, el a venit din nou la biserică, s-a pocăit și a predat viața lui Isus. Ei s-au căsătorit, au o viață fericită împreună. Dumnezeu a restaurat o relație care a pornit într-o direcție greșită, pe autostradă greșită, i-a dus la bază și eu zis, asta e Evanghelia curată. Asta este uh, credința autentică. Crede în ce spune Biblia, crede ce spune Isus. Și uh, fapte 8 cu 21 spune, îi spune Petru lui Simon, tu nai nici parte, nici sorți în lucrarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Dacă te-ai îndoit că... Totuși, Simon a fost salvat pentru că a crezut și s-a botezat. Aici este foarte clar, inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Și o inimă care nu-i dreaptă înaintea lui Dumnezeu este o inimă păcălită de satan. Este o inimă păcălită. Ai bine și așa. A, las-o mai ușor. Las-o, las, -o, las -o, ai timp. Las-o, las-o încet. Nu, dacă viața ta nu s-a schimbat, dragul meu, din nou îți spun asta cu drag. Dacă ai luat o decizie, dacă ai rostit, Doamne Iisuse te primesc ca domn și salvator în viața mea, dar viața ta nu s-a schimbat deloc sau sau nu s-a schimbat semnificativ, nu ești salvat, nu vei merge în rai când vei muri. Ai nevoie să iei o decizie fermă în care să, să îți predai viața lui Isus sincer, cu toată inima. Și, și poate te întreb, da, bine, totuși, dacă sunt creștin, nu pot avea momente în care inima mea să nu fie dreaptă înaintea lui Dumnezeu și totuși să fiu creștin? Ba da, dar ce face un creștin care își dă seama că inima lui nu este dreaptă? Se schimbă imediat. Se pocăiește și își, se îndreaptă imediat. Pentru că nu poate să, trăi, să trăiască ca și creștini. Nu poți trăi cu o inimă strâmbă sau nedreaptă înaintea lui Dumnezeu. Ai nevoie să te pocăiești, ai nevoie să, să vii în fața lui Dumnezeu și să, să, să o, să o îndrepți. Dar dacă te complaci în păcat și trăiești în păcat, atunci și consideri că nu i mare lucru, dacă îl tolerezi, atunci, atunci nu ești salvat. Te păcălești. Ai o credință, ai o păcăleală, nu o credință autentică și, uh, uh, și n-aș vrea să îți să creez o iluzie. Pentru că știți care este preocuparea principală a oricărui pastor după inima lui Dumnezeu că în biserica lui vor fi oameni sau că în miserica lui vor fi și oameni care îl vor auzi duminică de duminică, vor veni la miserică, vor veni și se vor implica și nu vor fi salvați, cu adevărat. Asta e preocuparea mea. Și de aceea, acest mesaj nu vreau să fie un mesaj care să te învinovățească sau care să te, să te pună, știu eu, într -o, în, în, în defensivă. Acest mesaj are menirea de a te pune în poziția corectă cu Dumnezeu. Ia în serios! Ia în serios pocăința și, uh, și lasă-l lasă pe Dumnezeu. Singurul mod, lasă-l pe Dumnezeu să domnească peste viața ta, pentru că uh, Dumnezeu vrea să aducă în viața ta binecuvântare, dragoste, bucurie, pace, bunătate, credință, generozitate, blândețe, înfrânare, răbdare. Vrea să-ți dea toate resursele de care ai nevoie ca să trăiești o viață împlinită. Dar va face asta doar atunci când îl faci pe Isus numărul 1 în viața ta. Isus numărul unu în viața ta. Asta, asta va face. Și Simon, e clar, nu era creștin. Nu era creștin. Petru îi vorbește stării lui, stării lui reale, așa cum și eu astăzi am vorbit stării tale reale. Și Petru îi spune foarte clar versetul 22, pocăiește-te deci de această răutate a ta și roagă Domnului ca dacă este posibil să-ți ierte această intenție a inimii tale, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile nedreptății. Petru îl sfătuiește foarte bine. Îi spune foarte clar și dacă, dragul meu, dacă trăiești în păcat, de orice fel. Ai nevoie să te pocăiești. Ai nevoie să te pocăiești. Și asta înseamnă că dacă mergi într-o direcție cu viața ta, a te pocăi înseamnă o întoarcere la 180 de grade. Dacă, dacă te pocăiești și continui să mergi în aceeași direcție, nu te-ai pocăit. Dacă te întorci la 180 de grade și, și spui, Doamne, vreau să învăț cum să trăiesc viața mea împreună cu tine. Atunci te-ai pocăit. Simon nu a vrut asta și, uh, uh, și uh, Pavel în în Roman 8 spune, în Roman 6 ne spune, uh, am, dacă eu am fost eliberat de păcat, cum să mai trăiesc acum în păcat? Nu mai pot. Nu mai pot să trăiesc în păcat. Și uh, fapte 8 cu 24, Simon răspunzând, priviți cum a răspuns Simon. Rugați-vă voi, pe Domnului, pentru mine. Rugați-vă voi, Domnului, pentru mine. El nu-și asumă ce i-a spus Petru. Petru i-a zis, roagă-te, roagă-te tu. Cu alte cuvinte, Simone. Singurul care poate schimba destinul vieții tale ești tu. Când te rogi. Tu, cu gura ta și îi spui lui Dumnezeu, cu toată sinceritatea, cu toată inima, îi spui, Doamne, am nevoie de tine pentru ca să fiu salvat. Eu nu mă pot salva pe mine însumi. Am nevoie ca să, să lași sângele tău, sângele lui Isus Hristos să vină peste peste viața mea și să-mi să spele viața, să-mi să ierte păcatele. Eu nu pot să-mi iert păcatele. Am nevoie ca sângele lui Isus să, să absoarbă orice păcat din viața mea, să șteargă, să spele din viața mea orice păcat, pentru ca eu să pot trăi o viață nouă împreună cu, împreună cu Isus. Și, um, și noi, deci, suntem singurii care putem determina ce ni se întâmplă din, din punct de vedere spiritual. Eu pot să te învăț, eu pot să-ți spun, eu pot să-ți dau direcție. Dar tu ești singurul care poți alege să intri pe autostrada Evangheliei lui Iisus Hristos, a Bibliei. Și în toate convertirile din faptele apostolilor și din Noul Testament, în toate convertirile vedem, vedem trei elemente. Vedem că oamenii au crezut Evanghelia lui Iisus Hristos, Oamenii s-au botezat în apă ca să declare că devin ucenici ai lui Isus Hristos și oamenii au primit Duhul Sfânt după ce s-au botezat în apă, au primit Duhul Sfânt ca să poată trăi viața nouă, au primit resursele pentru a trăi viața nouă. În toate convertirile biblice, aceste trei elemente, nu neapărat în ordinea aceasta, dar aceste trei elemente. E foarte important, dragul meu. Haideți să ne luăm după Biblie. Nu după o religie. Nu după o dogmă. Nu după ce am învățat când am fost mic sau mai mare. Să ne luăm după ce spune Biblia, pentru că atunci când vom muri, vom merge înainte al tronului lui Dumnezeu și în Apocalipsa, Biblia spune că o carte se va deschide. Și... Orice om, dacă ajungi în fața tronului lui Dumnezeu, înseamnă că mergi în iad după judecata respectivă. Și vei fi judecat după faptele, toate faptele, că toate faptele tale au fost scrise, sunt scrise, permanent sunt scrise în cartea aceea. Pentru că apoi să poți da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru ele. Dacă nu ai acceptat cu adevărat, din toată inima, dacă nu te-ai pocăit cu toată inima, dacă nu ai acceptat sângele plata lui Isus Hristos, plata oferită de Isus Hristos. Dacă n-ai acceptat jertfa, sacrificiul lui Isus Hristos pentru salvarea ta, vei merge în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Dacă ai acceptat sângele lui Isus și jertfa lui Isus, atunci vei fi răpit înainte de necazul cel mare. Înainte de, înainte de orice uh, 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 necaz mare care va veni peste pământ. Pentru că vei merge și vei merge în fața scaunului de judecată al lui Isus Hristos. Unde nu vei fi judecat pentru, pentru ca să determine dacă mergi în rai sau iad, ci vei fi judecat ca să determine ce, ce uh, răsplată vei primi pentru ce ai făcut aici pe pământ. Și asta spune Biblia. Nu vreau să. Și te rog, te rog, nu te lua după ce spune, uh, uh, de ce spun eu sau ce spun alții, iată după ce spune Biblia. Pentru că după Biblie vei fi judecat. Nu după ce spunem, spun oamenii. Verifică ce spun cu Biblia. Dacă nu scrie în Biblia asta, te rog, ignoră acest mesaj. Dar dacă Biblia scrie, ce am spus eu astăzi. Te rog, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pocăiește-te cu adevărat. Lasă-l pe Dumnezeu. Să fie cel care să, să fie cu adevărat Domnul vieții tale. Și vei merge, la sfârșitul vieții, vei merge, vei ajunge la destinația pe care ți o dorești în împărăția lui Dumnezeu. Bine, dar cum? Cum fac asta? Cum pot să am o credință reală, autentică? Și să nu, să nu fiu ca Simon, să mă înșel, să zic, cred și să mă botez, dar să nu fiu salvat. Două lucruri. În primul rând, Duhul, Duhul este cel care depune mărturie. Romane 8,16. Duhul însuși depune mărturie, împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Dacă ești salvat, dacă mărturisirea ta aceea când tu l-ai primit pe Isus ca Domn și l-ai mărturisit în viața ta, dacă acea mărturie este reală, atunci, acum, în momentul ăsta, auzi, ești copilul meu. dacă trăiești în păcat și auzi asta, e foarte grav. Pentru că nu auzi vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu nu-ți va spune. Dacă tu ai o viață păcătoasă, trăiești în păcat și auzi, eu, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Înseamnă că auzi o voce străină. Pentru că Biblia nu se poate contrazice. Dar dacă, dacă ți-ai predat viața lui Iisus și în fiecare zi îți dai silința, să nu permiți păcatului în viața ta. Sigur, mai greșești și se întâmplă și cu toții păcătuim și greșim. Dar nu rămâi acolo, nu te complaci în păcat. Atunci vei auzi, ești copilul meu, te iubesc. Pentru că asta îți spune Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui tău. Al doilea semn este viața ta, privește la viața ta. 2 Corinteni 13 spune, puneți-vă la încercare pe voi înșivă, vă, ca să vedeți dacă sunteți în credință. Testați-vă pe voi înșivă. Cum faci asta? Cum te testezi? Vezi dacă dragostea lui Dumnezeu este în tine. Vezi dacă rodul Duhului Sfânt este în tine. Rodul Duhului Sfânt are nouă, nouă, nouă roade, Fructe, cum vreți să-i spuneți? Dragoste, bucurie, pace, bunătate, credință, generozitate, blândețe, înfrânare, răbdare. Astea, verifică-le. Vezi dacă le ai. Dacă le ai, atunci, din nou vei auzi, ești copilul meu, te iubesc. Dacă nu, dacă aceste două semne nu te ajută și nu... Nu-ți răsună în minte clar că ești copilul lui Dumnezeu. Înseamnă că l-ai adăugat pe Hristos vieții tale. Nu ți-ai predat viața lui Hristos. Și dacă l-ai adăugat pe Hristos vieții tale, ești exact ca și Simon. Și el asta a făcut. A vrut să-L adauge pe Hristos show lui, lui, vieții lui. Și uh, uh, îmi dau seama că ăsta este un mesaj greu. Este un mesaj emoțional. Este un mesaj uh, care prezintă adevărul golgoluț. Dar uneori avem nevoie să l auzim. Avem nevoie să, să ne dăm seama ce spune Biblia și dacă dacă nimic altceva nu se întâmplă astăzi în viața ta, aș vrea să doar asta să se întâmple. Să conștientizezi ce spune Biblia despre destinația ta eternă dacă nu alegi astăzi să-L urmezi cu adevărat pe Iisus. Biblia spune că dacă doar îl adaugi pe Iisus vieții tale, înseamnă că tu ești Dumnezeul tău. Tu ești Domnul vieții tale. Tu faci, tu zici, asta îmi place din Biblie, sunt de acord cu ea. Asta nu-mi place, nu o să mă implic, nu o să mă dedic, nu o să cred. Asta îmi place, o cred. Dar, dar Biblia este un întreg și noi avem nevoie să, să, luăm Biblia așa cum este ea. Pentru că vom. Și, și acest mesaj nu e doar pentru alții, este și pentru mine. Pentru că Biblia spune că eu voi da socoteală pentru sufletele voastre pentru sufletele celor pe care îi păstoresc. Indiferent că e aici în Târgu Mureș, Reghin, Toplița, Târnăveni sau online, eu dau socoteală înaintea lui Dumnezeu și, și de aceea astăzi vă prezint acest adevăr cu dragoste pastorală. Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație. Dar nu te opri aici, intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te nouă live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!